Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Împreună pentru Moldova, filiala Roman. Eu sunt Adrian Gherghel, președintele filialei Roman și vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Dorim să vorbim un pic în această conferință de presă despre alegerile care tocmai s-au încheiat și rezultatele acestora. Remarcăm cu siguranță, ca o concluzie principală, că romașcanii vor schimbare. Vor oameni cinstiți, vor oameni corecți, au nevoie de aceștia și cu siguranță sunt sigur că în timp cu mai mult concurs din partea tuturor membrilor societății romașcane îi vor avea. De asemenea, un alt subiect este prezența la vot, care, din punctul nostru de vedere, a fost foarte mică, dacă nu înșel, chiar cea mai mică. De până acum, cu siguranță și pandemia a avut un rol, dar nu numai. Romașcanii nu mai au încredere în clasa politică. De aceea nu se prezintă la vot. Nimeni nu-i mai convinge, într-adevăr, să iasă la vot. Cu greu reușim să-i convingem că trebuie făcut ceva. Se vede în rezultatul pe care tocmai s-a făcut acum la votul acesta. În primul rând, trebuie să mulțumim tuturor celor care au venit la vot, dar în mod special celor care ne-au votat. Ne bucurăm că am reușit și i-am convins prin echipa noastră, toți cei care am participat, că putem avea un cuvânt de spus în schimbarea urbei. Cu siguranță am fi vrut să avem mai multe de spus, dar pentru moment putem spune că este bine. Cam atâtea vreau să vă spun pentru început. O să-i las pe colegii mei, Bogdan Roman și Teo Baciu, să vă spună câteva cuvinte și ei, viitorii consilieri locali, care cu siguranță, eu cel puțin, cred că ne vor reprezenta cum trebuie, așa cum am promis. Vă mulțumesc! Dacă vrem să rescriem destinul orașului împreună, trebuie să schimbăm modul de a face politică. Nepotism, relații, pile, cunoștințe, interesul personal trebuie să le lăsăm în urmă. Sunt cuvinte care aparțin zilei de ieri. Interesul comun îl reprezintă politica modernă. Dacă nu înțeleg cu toții, dacă nu înțelegem cu toții, toți aleșii din mandatul următor, că interesul comun primează, cu siguranță vom simți cu toții efectul fracturilor. În calitate de viitor consilier local vreau să fac un anunț. Suntem deja într-o alianță cu cetățeanul romașcan. Prin urmare, invităm toți politicienii locali să se alăture aceste alianțe. Noi, consilierii locali Teodora Baciu, Bogdan Roman, împreună cu Adrian Gherghel, Ovidiu Albert și echipa noastră, vă asigurăm că vom da curs oricărui proiect cu care rezonăm pentru interesul comun, indiferent de formațiunea politică care îl propună. Cum am spus, binele comun trebuie să primeze. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru prezență. Două chestiuni aș vrea să punctez. În primul rând, una legată de un aspect care pentru dumneavoastră și pentru mine este foarte important.
Având în vedere faptul că începând cu data de 27 iulie 2020 m-am implicat politic în comunitatea romașcană, am spus atunci că nu voi mai scrie niciun articol de presă, de altfel ar fi fost complet imoral și lipsit de onestitate față de romașcani să facă acest lucru. Și am observat cu toate acestea că este o ușoară confuzie în rândul unor cetățeni, dar vreau să clarific că între funcția de consilier local și profesia de jurnalist există clar o incompatibilitate și atunci a trebuit să fac o alegere și alegerea evident este aceea de a rămâne în cadrul acestei echipe cu care am reușit să obținem votul romașcanilor. Prin urmare, după 13 ani extraordinar de frumoși pe care am petrecut împreună cu dumneavoastră, cu toți, am decis că este momentul să mă implic în administrația locală și, prin urmare, renunț la a face jurnalism. Am ținut să precizez acest aspect pentru a fi foarte clar. Le mulțumesc celor care au încredere în mine și care mi-au scris și în privat și în comentarii. Deocamdată sunt consilier local ales, deci nu sunt în exercitarea funcției, a mandatului. Prin urmare, am calitatea de cetățean la fel ca oricare dintre noi, dar nu mai sunt jurnalist. Cu toate acestea, în măsura în care pot, voi încerca să rezolv cât mai multe dintre lucrurile pe care mi le aduc romașcanii la cunoștință, împreună cu echipa, evident, nu singură, și să sperăm că vom reuși să facem cât mai multe lucruri frumoase și bune pentru comunitate. Un al doilea subiect pe care voiam să îl discut cu dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră cu toți cetățenii este legat de un aspect ce ține de viața noastră a tuturor. Și dacă îmi permiteți, voi citi un mesaj pe care l-am primit de la cineva. Sunt două paragrafe și acum citez. Astăzi, adică zilele trecute, la ora 18:30 am ieșit la o plimbare cu X și ajungem la farmacia Catena, de lângă Piața Mică. Un grup de personalități, și aici vă rog să menționați ghilimele, trece pe lângă noi, una dintre ei, întrebându-ne de o țigară. Iar X neagă. Trece printre noi și mă trage de păr cu comentariile de rigoare. Nici bine nu am dezmeticit că altă fată mă îmbrâncește, iar individul de lângă ea îmi dă o palmă la fund. N-am reacționat așa cum mi-am dorit, dar nici n-am putut. Voiam să le spun multe, dar cu siguranță aș fi înrăutățit situația. Când am urcat scările de la Roma în Vodă, alți trei inși trec pe lângă noi, apropiindu-se nesimțit de mult, arătând semne obscene și spunând lucruri vulgare. Nu pot să exprim frustrarea pe care o simt. Stau cu inima în gât de fiecare dată când se ivește o astfel de persoană. Trebuie să pleci capul, să nu-i stârnești, eventual să le și vorbești frumos, cu speranța că poate te vor lăsa să îți continui drumul în tihnă. Și un al doilea paragraf. Copilăria mea și a prietenilor mei este presărată de astfel de evenimente. Ne-au furat mingea și jucăriile din fața blocului. Am fost fugăriți și obligați să găsim ascunzători. Trasul de păr, pumni în nas, înjunghiere, etc. Și iată-ne în ziua de azi cu situația mai agravată ca oricând. Este un mesaj primit de la o adolescentă din municipiul Roman. Din păcate, în timpul perioadei în care noi am făcut precampanie și campanie electorală și ne-am întâlnit cu mii de romașcani, aceste povești arată că este o realitate pe care, din păcate, foarte mulți cetățeni o trăiesc. Și autoritățile până acum par să nu fi spus suficient de multe pe această temă, pentru că efectele se văd clar în modul în care romașcanii resimt acest lucru. Romașcanii se simt în nesiguranță. Cei care sunt oameni de bună credință se consideră hărțuiți, consideră că deși plătesc taxe și impozite, nu li se oferă dreptul de a circula liber pe stradă fără să aibă parte de evenimente nedorite. Iar acțiunea autorităților de multe ori este tardivă și ineficientă. Pe lângă problemele legislative, se pare că ar fi de vină și alte probleme care țin de administrare
aici, locală. Camerele de luat vederi care au fost achiziționate nu au rezoluția suficient de bună pentru a identifica făptașii, spre exemplu. Și nu de puține ori, persoane care au camere de supraveghere ce acoperă o rază a business-ului propriu sunt solicitate de către oameni ai legii pentru a vedea dacă pot să aibă parte de imagini de calitate mai înaltă. Prin urmare, pentru că nu este normal să vedem că se întâmplă toate acestea și să nu facem nimic, noi, împreună pentru Moldova filiala Roman, am decis să facem următoarele. Consultări cu toate autoritățile publice locale și județene care au rol în prevenția și combaterea unor astfel de fapte reprobabile. Vorbim aici de Poliția Națională, Poliția Locală, Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică și multe alte instituții. Dorim ca prin aceste consultări să găsim calea cea mai rapidă și cea mai eficientă pentru ca romașcanii să se simtă în siguranță în orașul lor. Și pentru ca tinerii care ies seara în oraș să nu mai aibă parte de evenimente nedorite și să umble cu frică pe străzi. Sau ca bătrânii care ies la cumpărături să nu aibă tendința de a se uita mereu în spate de frică să nu fie tâlhăriți. Sunt lucruri care se întâmplă și nu trebuie să le ignorăm. Pe lângă aceste consultări pe care le vom avea în perioada următoare cu autoritățile publice locale și județene, facem un apel către toate ONG-urile din municipiul Roman care sunt preocupate ca acest fenomen să se diminueze, să ni se alăture. Dorim să colaborăm cu mediul civic, așa cum am făcut-o și înainte de implicarea noastră politică și poate chiar mult mai strâns în proiectele următoare, și știm foarte bine că există ONG-uri care s-au preocupat în măsura în care le-a permis bugetul și capacitatea logistică, s-au preocupat de acest fenomen. Îi invităm să facem echipă împreună și să putem să găsim o variantă prin care fenomenul acesta de lipsă de siguranță pe care îl avem uneori în oraș să se diminueze cât mai mult. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, noi vă stăm la dispoziție. Bineînțeles. Domnule președinte, pentru dumneavoastră o întrebare. Ați spus chiar la începutul conferinței că tinerii sau în fine, prezența la vot a fost mică. Dumneavoastră împreună, da, 31%. Împreună cu Partidul Împreună pentru Moldova v-ați axat campania principal, din ce am văzut eu, pe tineret. Nu aș spune. Ideea este, considerați că ați dat greș în a-i convinge pe tineri să iasă la vot, ținând cont de faptul că au fost aproape inexistenți? Nu cred că am dat greș. Nu cred că problema a fost neapărat la noi. Adică este o problemă destul de generală, este un fenomen social, nu vorbim de un lucru care s-a întâmplat doar la Roman sau doar la noi. Este un fenomen general. În general, oamenii nu mai au încredere în politică și nu mă vorbesc doar de România. În general, există o reticență. Acum, în particular, când vorbim de România, cu siguranță este o mare problemă, mai ales la tineri. Cu siguranță ei, majoritatea, o să zică: domnule, nu prea știu, nu mă pricep, nu vreau să mă implic pentru că nu știu cu ce se mănâncă. Dar asta nu vine neapărat că este adevărat, ci faptul că politicienii au dat greș. Și vorbim de principalele partide politice care au acoperit spectrul politic de după evenimentele din 89 încoace, deci de 30 de ani. Bine, acum eu nu pot să mi-asum un eșec când noi în realitate am apărut cu 2 luni înainte de campanie electorală la Roman și am încercat într-adevăr să acoperim tot spectrul, nu numai tinerii. Aici nu cred că e o realitate. Am încercat să vorbim cu tot spectrul, toate vârstele, ambele sexe și așa mai departe. Nu aș zice că ne-am referit doar la tineri. Cu siguranță am fi vrut, eu cel puțin aș fi vrut, pentru că stau foarte mult pe lângă tineri, să iasă tinerii mai mult la vot. Dar n-au ieșit. Este o realitate, s-a întâmplat. Okay. Roman, dacă vreau să-mi dați o
o întrebare, ați spus în cadrul conferinței că sunteți deja într-o alianță cu cetățenii Romanului. Așa este. Să citim printre rânduri și să înțelegem că nu veți accepta nicio propunere din partea PNL-ului sau PSD-ului, de exemplu, pentru majoritatea Consiliului Local? Ca să leg răspunsul de întrebarea de mai înainte, chiar și noi am simțit o conotație negativă în momentul în care am luat decizia să ne implicăm în politică, datorită sau din cauza mediului politic autohton. În măsura în care politicul vechi nu înțelege că trebuie să se schimbe și nu dă semne de reformare, nu cred că vom colabora cu nimeni. Doar, repet, pe proiecte, pe idei cu care rezonăm. Ați primit propuneri de alianță? Am specificat zilele trecute că vom anunța în momentul în care vor exista astfel de propuneri. Referitor la activitatea de consilier local, ea se va materializa și prin inițierea unor proiecte, ceea ce consilierii de regulă nu prea au făcut sau în mandatele trecute. S-au mulțumit mai mult la activitatea de comisii și la vot. Adică veți veni efectiv cu inițiative legislative locale? Cu acordul dumneavoastră voi menționa anii din urmă când tot am încercat să propunem proiecte din postură civică și nu au fost date ascultări. Cu siguranță avem proiecte și sunt proiecte pe lista de așteptare, din păcate, pentru că nu s-a dat curs în anii anteriori. Veți merge în continuare în colaborare cu membrii societății civile, ONG-uri și alte organizații? Absolut, atât timp cât, de ce să nu vă mărturisesc, mă simt în continuare implicat civic și nu neapărat politic. Și care este măsura în care ar avea sorți de izbândă aceste demersuri, dat fiind faptul că nu aveți sau nu veți face înțelegeri? În măsura în care noi, împreună cu dumneavoastră, împreună cu cei din societatea civilă și romașcanii, ne dăm concursul pentru a face publice acele proiecte perfectibile sau care pot fi retușate prin amendamente, cu siguranță politicul vechi nu va avea încotro și le va aproba, să spunem. După cum vedeți scena politică a prezentului, cum vă vedeți mai mult, la putere sau în opoziție? Cetățeanul e la putere. Noi îl servim. După ce veți fi validați în funcție, ce veți face din postura de consilier local pentru situațiile de genul povestite de doamna Teodora Baciu și anume siguranța romașcanilor? Noi începem să facem de pe acum. Practic, asta ar trebui să facă orice consilier local. Avem cu toții exemple de oameni în funcții, și mă refer la parlamentari chiar, care după 4 ani de mandat spun că au aflat de anumite probleme. Este exclus. Noi știm de probleme, de-aia ne implicăm, practic. Da, concret, v-ați gândit, de exemplu, la o inițiativă? Păi, de exemplu... afară de consultări, de care? Păi, de exemplu, poliția a formulat rectificări ale legii 61/91. Parlamentul nu a dat curs. Noi trebuie să facem o presiune în sensul ăsta și avem nevoie și dumneavoastră. De asemenea, legea știm cu toții că nu este întocmai pusă în practică la nivel local. Și aici avem nevoie dumneavoastră. Ca consilier local, sigur că vom depune proiect în sensul ăsta. Dacă îmi permite să completez. Este vorba și despre faptul că, spre exemplu, acum am vorbit de aceste consultări pe care le inițiem acum și care vin să pregătească, să spunem, perioada în care vom fi consilier local în funcție, da? Pentru că până atunci, nefiind consilier local în funcție, putem să facem doar aceste demersuri. Dar a propune sau a susține un proiect legislativ care să vină cu o extindere a rețelei de supraveghere statală, de extindere a camerelor de supraveghere, dar niște camere de supraveghere care să fie la o rezoluție bună, care să aibă o bună vizibilitate și pe timp de noapte, care să nu mai aibă... Pentru a identifica persoanele... Exact. Care să nu mai aibă acele, să zicem, să nu mai ofere acele motive că, domnule, s-a întors camera și de-aia nu s-a înregistrat evenimentul pe care le-am auzit cu toții de atâtea ori. Acestea sunt proiecte pe care le vom propune și le vom susține în Consiliul Local.
Însă, până când vom deveni consilieri locali în funcție, noi facem aceste demersuri pentru că romașcanii de aceea ne-au votat. Să începem să lucrăm în folosul lor. Dacă aveți câte proiecte și pentru spital, asta mă mai interesează și dacă veți pune în practică ceva în acest sens. Pentru spital e foarte general. Vă referiți la ceva anume? Da, mă refer la proiecte, de exemplu, care să vizeze aceste plângeri denumărate ale persoanelor care ajung, mai ales în contextul pandemiei, la spital și care spun și au spus de nenumărate ori că nu sunt tratate corespunzător, că nu se simt tratați așa cum ar merita după ani la rândul plătit. După ani de plată la contribuții. Da. Dumneavoastră știți că în proiectul Împreună pentru Moldova exista acel pacient misterios. E un proiect care poate fi folosit post-pandemie, pentru că deocamdată lucrurile sunt într-o altă dinamică. În perioada aceasta consider că este important și mă surprinde faptul că nu s-a întâmplat până acum acest aspect, Consiliul de Administrație să vină și să propună o soluție prin care niște persoane, dar niște persoane empatice, să fie desemnate, să țină legătura cu aparținătorii. Acum nu știu dacă una pe secție sau câteva persoane la nivelul întregului spital. Spre exemplu, cu siguranță pe partea de izolator ar trebui să fie o persoană care să stea acolo, pentru că de acolo nu se pleacă pe alte secții. Deci acolo sunt niște reguli cumva mai stricte. Dar pe secțiile care nu sunt la izolare, poate că ar fi suficient să fie, nu știu, o persoană la două secții, să spunem. Important este ca cei din conducerea spitalului, și aici mă surprinde că nu s-a întâmplat pentru că există și un consiliu de administrație, după cum spuneam, să vorbească cu paznicii. Oamenii se plâng nu de conduita medicilor, cât se plâng de conduita paznicilor, a unora dintre brancardieri și așa mai departe. Sau de lipsa de comunicare, de empatie? După cum am mai povestit, în timpul campaniei electorale m-a contactat o doamnă din Piatra Neamț, avea bunica internată la Roman și nu știa nimic de ea, pentru că între timp nu mai avea telefonul mobil deschis. A trebuit să sun și mă bucur că am reușit să o fac, pentru că doamna fiind în vârstă, la peste 80 de ani și fiind suferindă, n-a mai avut grijă telefonului mobil să pună la încărcat. S-a dus o doamnă asistentă și și-a făcut acest lucru. Ulterior, doamna pacientul a putut să ia legătura cu familia care era îngrijorată. Adică vorbim despre lucruri care durează uneori 30 de secunde, un minut sau maxim 10 minute să duci, să întrebi pe cineva dacă se simte bine, dacă mai are nevoie de ceva, dacă astăzi a vorbit cu cineva din familie, dacă poate să ajute. Este foarte greu în condițiile în care oamenii sunt supra-solicitați să poate să se mai gândească și la acest aspect de empatie, care este foarte, foarte important. Iar aici cred că o parte din vina aparține și Direcției de Sănătate Publică Neamț, care nu a reușit să gestioneze lucrurile în așa manieră încât să existe un echilibru al cadrelor medicale la nivelul unităților spitalicești din județ. Știm foarte bine, spre exemplu, că Spitalul din Târgu Neamț nu a avut în perioada de pandemie niciodată acoperire 100%, deci vorbim despre niște cadre medicale care puteau foarte bine să fie transferate și cred că dacă s-ar fi discutat cu acele cadre medicale, ele ar fi înțeles și ar fi dorit să vină și să ajute. Și nu s-a întâmplat acest lucru pentru că tot timpul a existat dorința de a da de numeri și de a spune că dar nu avem cum să facem, dar nu avem cum să-i obligăm. Dar n-a existat nici măcar acest dialog, pentru că așa cum știm cum s-au lăudat cu hârtia trimisă la minister și la care nu răspundea nimeni de o lună de zile, cu siguranță s-ar fi lăudat și cu niște discuții dacă acestea ar fi avut loc. Prin urmare, sunt ferm convinsă că nu s-a întâmplat așa. Dacă ar fi venit ajutor din alte unități spitalicești la Spitalul Roman și oamenii n-ar fi fost atât de supra-solicitați, poate că lucrurile ar fi stat un pic mai bine, mai ales că știu sigur că sunt oameni din sistemul medical care atunci când au văzut că lucrurile se agravează, s-au dus voluntar la spital să își ofere serviciile. Pentru domnul președinte Gherghel, cum stau lucrurile în ceea ce privește pregătirile pentru alegerile parlamentare? Se strâng semnături, care sunt pașii din prezent și dacă dumneavoastră considerați oportună amânarea acestui scrutin?
Noi ne-am concentrat foarte mult și aproape total pe alegerile locale. Discuții au fost doar generice în ceea ce privește alegerile parlamentare, dar dacă mă întrebați pe mine, eu personal nu cred că ar trebui amânate. Nu consider, nu văd un motiv pentru care ele să fie amânate mai devreme de decembrie anul acesta. Dar împreună pentru Moldova va merge și în alegerile parlamentare? Nu am decis încă, nu sunt decizii încă luate, încă discutăm. Deocamdată ne bucurăm de rezultatul pe care l-am avut și vedem de aici încolo. Mai am o întrebare, dacă îmi permit colegii, nu vreau să transform conferința asta de prezent într-o emisiune, dar pentru doamna Teodora Baciu am o întrebare legată de situația pe care a prezentat-o puțin mai devreme. Întrebarea mea era, persoana care v-a scris dumneavoastră, v-a atașat cumva și o copie a unei plângeri făcute de poliție? Știți foarte bine că plângerile făcute către poliție sunt absolut inutile dacă nu vin cu aceste... Vorbim de persoane care sunt minore, care ar trebui să se ducă cu părinții de mână să facă astfel de plângeri. Uneori, copiii, din frica de a nu crea și mai mari îngrijorări părinților, nici nu le spun întotdeauna tot ce li se întâmplă în oraș. Dar așteaptă ca poliția să intervină din... cumva ceva motive într-o situație pe care nici măcar nu cunosc că există. Știți cum, domnul Vogel, în condițiile în care nu vorbim de o sesizare, că practic așa a fost o sesizare către noi, care a ajuns la noi, da? Deci nu vorbim de un fapt singular, nu vorbim de o excepție, vorbim de lucruri care se repetă. Vorbim de oameni cu care noi am stat în lunile anterioare și am discutat și ne-au povestit episoade repetitive cu poliția locală care era chemată la fața locului și poliția locală care îi spunea persoanei reclamate, X te-a reclamat. Și atunci oamenii au zis, noi nu putem să mai avem curajul să mai facem astfel de sesizări și nu mai avem nici încredere în autorități pentru că poliția vine și spune te-a reclamat X. Și atunci eu mă simt în nesiguranță, mă simt amenințat pentru că persoana care este, să zicem, certată cu bunul simț și cu legile, se va întoarce împotriva mea. Și oamenii nu mai au încredere în autorități. De aceea este importantă această discuție pe care am lansat-o astăzi public și sper ca romașcanii să vină către noi cât mai mulți. Ne pot contacta pe contactarond.roman.ro, pot intra pe site-ul nostru pentru roman.ro, pot să ne contacteze și pe Facebook, este pagina de Facebook Împreună pentru Moldova, filiala Roman. Și pe paginile noastre și conturile noastre personale suntem deschiși să stăm de vorbă. Deci nu vorbim de o situație singulară. Dacă am vorbit de o excepție, am putea spune că, ok, poate nu e... Deci vorbim de schimbarea unei mentalități sau de consiliere, nici de cum de introducerea unui sistem mai scump de camere, care, una, că nu vor putea identifica făptașii și, doi, poliția nu se va putea autosesiza în lipsa unei sesizări. Poliția are și capacitatea de autosesizare. Cu condiția ca cineva să vadă acele imagini. Păi nu pentru asta avem sistemul de supraveghere stradală, ca cineva să stea să urmărească imaginile și să alerteze colegii din teren când se întâmplă lucruri? Cred că știți mai bine decât mie că niciodată nu s-a întâmplat treaba asta. Eu știu că s-a mai întâmplat, că au mai fost situații în care lucrurile s-au mișcat. E normal ca de acum înainte lucrurile se întâmple mai des și mai repede și mai bine. Iar aceste schimbări de camere pe care le-am menționat, să știți că se pot face și cu finanțare atrasă, nu doar din bugetul local, pentru că degeaba avem camere de supraveghere dacă imaginile nu sunt clare și nu se pot identifica clar persoanele care sunt implicate într-un incident. În ceea ce privește poliția locală, care este un instrument, să spunem, al aparatului administrativ, și aici se poate interveni pe această linie sau numai cu poliția locală, eu știu, jandarmerie, poliția națională și jandarmerie? Poliția locală și poliția națională trebuie să conlucreze, de altfel știți foarte bine că a existat și... Da, când sunt doi, este și riscul să apară pasarea. Bineînțeles că există riscul, mai ales că nici legislația în anumite puncte nu este foarte clară cine are responsabilitate să acționeze pe o anumită direcție. Dar problemele de legislația națională trebuie să le tratăm separat și eu cred că aceste probleme de legislație națională
vor fi clar reliefate în urma consultărilor pe care le vom avea cu autoritățile care au rol de prevenție și combatere a faptelor de această natură. Deci acolo vorbim de lucruri ce se vor identifica și ulterior le vom propune parlamentarilor să le rezolve, pentru că acesta este rolul unui parlamentar, să modifice legislația, da? Iar la nivel local ce se poate face este să conlucrăm cu cei în măsură ca lucrurile să se schimbe. Și aici vorbim inclusiv de schimbarea de mentalitate, pentru că asta nu se poate face printr-o lege. Dar faptul că se întâmplă lucruri în oraș și că oamenilor le este frică să intervină sau nu mai doresc să se implice pentru că spun că viața lor va deveni mai complicată, deci ei nu se gândesc la actul civic de implicare, se gândesc prima dată la cât de greu le-ar putea fi lor după aceea, adică se gândesc la niște repercusiuni negative, asta arată că lucrurile trebuie schimbate la nivel de mentalitate și că noi trebuie să fim mai activi și din acest punct de vedere. Concret, eu că n-am înțeles, deci face sau nu la alianță politică în CL, dacă vi se va propune acest lucru? Doamna Predescu, pentru ce sunt alianțele politice necesare? Pentru a trece niște proiecte. Da? Și de ce este nevoie de alianțe politice? Este nevoie de alianțe politice pentru că acele proiecte nu sunt atât de bune încât să convingă prin ele însele. Dacă un proiect este atât de bun, atât de util cetățenilor, dacă va fi prezentat și cetățenii vor înțelege cu ce schimbă în bine viața lor acel proiect, sunt ferm convinsă că nimeni nu va găsi motive să nu voteze un asemenea proiect. Dar când împrumuți bani pentru pus pavele, normal că ai nevoie de alianță, că altfel nu funcționează lucrurile, știți? Pentru că... Da. Deci cum veți face, să înțeleg, da? Vom face alianță cu rămașcanii și cu proiectele care vor schimba în bine viața comunității. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc. Dar eu o lămurire, întrebare n-am. Consultările urmează să aibă loc, adică pe un termen de o săptămână, două. Și dacă pe un termen scurt, domnule, nu vă propuneți în următoarele 6 luni să aibă loc? Consultările acestea pe care... Exact. Consultările acestea vor începe săptămâna viitoare, pentru că săptămâna aceasta avem câteva chestiuni pe care trebuie să le punem la punct urgent. Și credem noi că în funcție și de programul celorlalte autorități vor dura aproximativ o lună, pentru că, spre exemplu, în ATOP, care este Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, vor fi probabil alți membri după ce va intra în funcțiune nou Consiliul Județean. Și atunci are sens să vorbim cu cei care vor avea mandat de acum înainte. Și aceste întâlniri au loc între consilieri, Teodora, Baciu și Bogdan Roman sau între partid și autorități? Nu, aceste consilieri, aceste consultări, aceste discuții vor avea loc între reprezentanța ai partidului, pentru că nu vorbim doar de consilierii locali. Evident, ne dorim să fim acolo prezenți, pentru că am putea să ducem ceea ce este bine la nivelul consiliului local, dar sunt mulți alți colegi care sunt implicați și ne dorim să fie și reprezentanți de la noi, și reprezentanți ai ONG-urilor, și reprezentanți ai autorităților cu care dorim să ne consultăm.